antrenamente intense și o alimentație sănătoasă. Acestea sunt principalele preocupări zilele acestea pentru sportivii din toată țara care se pregătesc pentru campionatele naționale de culturism și fitness de anul acesta. Printre cei care își vor etala pe scena competiției trupul modelat, sperând să facă senzație, se numără și ploieșteanul George Avram. De cât timp te pregătești și în ce au constat antrenamentele? Pentru campionatul național mă pregătesc de vreo 4 luni de zile și au constat antrenamente cu greutăți, antrenamente cardio și în primul rând dieta propriu-zisă. Ai emoții? Este pentru prima oară când participi? Am mai participat acum 14 ani, dar eram foarte, foarte mic și emoții sunt, dar sunt constructive, deci mă ajută emoția asta. Este o emoție foarte plăcută, fac ceva ce-mi place. Ce așteptări ai? Cele mai bune, aur. Deși concurența este puternică, aceasta nu îl sperie pe tânărul de 31 de ani, care se poate lăuda deja cu o experiență de 18 ani în culturism. Vor participa concurenți din toată țara, de la diferite cluburi, București, Cluj, pentru că se ține la Cluj, au și reprezentat foarte buni, plus câțiva concurenți și din Ploiești, colegi de-ai noștri, colegi care vin în sală, o să vede și pe ei în aceeași zi, dar la categorii diferite de-a mea. Eu sunt la categoria 1,71 m. Există o persoană de care te temi? Cine este principalul tău competitor? De mine. Mă tem doar de mine. Pot să fac și prostii, pot să fac și lucruri bune, dar sunt sigur că o să fie bine. O să dau tot ce mai bun. Campionatul Național de Culturism și Fitness Cluj-Napoca 2015 va avea loc în perioada 26-27 septembrie, având 5 discipline. Seniori și senioare fitness, bikini fitness, body fitness, men psihic și BB Classic.